Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Ăsta va fi un vlog pentru La Pizza La Puța, care văd că nu se lasă de ale ei. Știți destul de bine care este problema. Ea acum inventează foarte multe despre copiii mei și mi postează și pe ai mei copii și nepoții mei. Am încercat ieri să vorbesc cu ea pentru că la pizza, ca să vezi că lumea asta este destul de mică, rudele tale sunt în anturajul meu. Iar ginerele meu cu al meu soț, prin 2-3 telefoane, au aflat tot despre tine. Nu-ți mai acuza prietenele că mi-au dat Facebook-ul tău. Nu. Deci nu de acolo e. Eu ieri am încercat, înainte să te postez, să vorbesc cu tine pe calea amiabilă și să-ți spun să te oprești pentru că nu o să-ți placă. Pentru că ți-am aflat tot trecutul tău tumultos. Aseară am primit filmări de pe live unde tu... Deci, dragii mei telespectatori, șervețelele de unică folosință ale bărbaților au ajuns acum să dea canoane la femei cu principii, femei cu familie, femei cu demnitate. Măi, la pizza, în primul rând, eu nu te cunoșteam pe tine, tu te-ai uitat la mine și tu te-ai sesizat că m-am luat de Creața și de Giulie. Măi, femeie, eu știu că tu ai fost în depresie și că ai avut o soartă urâtă. Și dacă nu te potolești, voi spune cu lux de amănunte tot. Chiar dacă tu recunoști, vezi, Doamne, glumă, că ai fost nu șervețel, că ai fost matroana, șefa matroană. N-ai fost niciodată șefa matroană. Ai fost șervețelul peștilor și a lucrurilor interzise și în România și peste hotare. Și scuză-mă pe mine, a fost o perioadă de gloria ta, dar acum, la cum arăți, crede-mă, și, dragii mei telespectatori, a fost o poză pusă dintre cele mai frumoase ale ei. Dar e catastrofă. Și este mai veche poza pe care ați văzut-o ieri. Dar voi fi nevoită să vă arăt cine are pretenții ca eu să-mi cer iertare dacă vreau să mă potolesc, să nu mai vorbesc de emisiune și să-mi cer iertare de la Creața și de la jandarm. Mă, femeie, de la atâtea bătăi în cap, de la atâta șat, de la atâtea 2-10, de la atâtea centuri și DN1-uri, ai luat-o randeaua. Ai început tu să pui condiții. Păi eu vorbesc despre emisiunea asta, despre niște personaje, iar tu vorbești despre familia mea în condițiile în care tu nu mi-ai văzut mie copiii. Dar problema știi care e, măi, la puța? Că ai deranjat prea multă lume. Și nici nu știi câți ai deranjat. Și pe cine ai deranjat? Pentru că toată lumea mă cunoaște așa. Eu nu m-am schimbat. Tu te-ai schimbat. Când o promovam, o plăceam pe Nona, erai de acord cu mine. De ce? Că proveneați din acel mediu. Dar ea e mult peste. Tu ești de-aia. Gen Vulpița a lui Viorel. Boschetărime, la tine la greu. Și acum te dai în online că ești mare doamnă. Voi arăta lumii întregi cu cine stă de vorbă.
Din câte am înțeles, din copilărie aveai vicii de genul ăsta, tu erai genul de aia mare din gașcă, care hai să-l umblăm în ghiozdane la fete, hai să le luăm ce au pe acolo, hai să le ducem prin scările blocului. Măi, iei la pizza, nu crezi că ai prea mult tupeu? Și dragii mei, dragele mele doamne, care vă considerați doamne, oare nu vă este rușine să stați cu astfel de femei la masă? Că mie mi-ar fi rușine, sincer. Și să vă mai uitați și în gura ei. Măi, la pizza, la puța, tu ai arătat lumii întregi de unde provii, prin felul tău, cum vorbei. Lumea nu te știa. Eu acum, ce am auzit despre tine, m-am îngrozit. Și am spus, măi, e trecutul ei, problema ei. Dar faptul că tu ai tupeu să ne înjuri pe noi, pe domnul Ivan, care are familie, este bunic, pe Leonard, să-l faci bețiv, alcoolist, în condițiile în care tu amesteci și băutura și făina. Și ești femeie. Bine, ar trebui să te dăm în judecată. Noi femeile, că nu faci parte din categoriile, din categoria femei, la cum arăți și cum te comporți. Scuză-mă, am primit mesaj de la un bărbat și de la femei. Și am spus, doamna Laura, deci fii atent, poza ta cea mai frumoasă. Mie mi-ar fi frică să ies cu asta pe stradă. Nu de alta, dar mă înghite. Și ăla al tău mic, soțul tău ăla mic, că tu râdei de soțul meu. Deci, dragii mei telespectatori, dacă vi-l arăt pe soțul ei, fostul ei soț, că și el a plecat, vă speriați, îl înghite. Îl înghite! Măi, femeia, asumă! Oprește-te, că nu o să-ți placă, crede-mă. Și nu doar din partea mea. Nu doar din partea mea. Ai deranjat prea multă lume. Toată lumea este siderată de ceea ce faci tu. Inclusiv alea care sunt cu tine în live, se bucură câteva moțate care au ceva cu mine. Dar niște femei corecte, cu coloană vertebrală, gândesc, băi, femeie, păi Pandele vorbește de concurenți, de niște personaje din emisiune. Tu vorbești de ea și de familia ei. Dar de când te erigezi tu să-mi ceri tu mie, să-mi ceri iertare de la cine? De la Julie, de la Creața? Că s-a lins? De frișcă, de la jandarmul care are copil de 4 ani și nu-l cunoaște? Măi, femeie, tu ai ceva la cap? Spune-mi ca să... Bine, ai 100%. Că dacă erai o femeie normală, aveai niște principii. Dar tu fiind șervețel, bălăcărită, bălăcită de toată Italia și inclusiv familia ta, a spus, aoleo, ferească-mă Dumnezeu, pe e distrusă. Acum ai vrut să te faci cunoscută și în online. Ai ocazie. Deja toată lumea s-a convins de tine. Și faptul că spui că votezi, la cât de amărâtă ești și la cât de datoare ești, ai decât baloane. Atât. Baloane. Ești foarte datoare și foarte amărâtă. Și așa că nu mai minți și nu te mai da tu bombardieră, arată-ți fața să vadă toată lumea în ce hal arăți, cât de îngrijită nu ești și cine ești. Și atunci toți se vor convinge ca să înțelegeți undeva, dar combinația asta este prea bună pentru ea. Undeva între Nikita, cum am perceput-o eu, Marihuana, cântăreața, și vulpița a lui Viorel. O corcitură, dar ceva mare și gros și urâtă rău. Un fel de o femeie mai urâtă ca un bărbat, ca să mă înțelegeți. O să o pun, să o vedeți. Și asta vine să facă ea legea în online. Ți-arăt eu ție Pandele. Și... Deci pe cuvântul meu de onoare, mă fetiță, tu ai probleme grave. Dar problema nu e la tine. Ajung la vorba aia.
E prost omul care te bagă în seamă. Nu de alta, da. Ai mai venit tu, beată moartă, prin toate live-urile. Și aia, Mariana, te făcea că e răcită, fata. Păi fata, vă înghite pe toate. Și vedeți să n-aveți și probleme. Mare atenție. Mai stați și gândiți-vă. Știți că e o vorbă? Spune-mi cu cine umbli, ca să spun cine ești. Mă, da, culmea fatalității. Familia ta să fie în anturajul meu. Ma, Lapițu, ești praf, fetiță, de asta n-ai soartă. Și dezamăgirile și eșecurile pe care le-ai avut în viață, ți le meriți din plin, pentru că ai fost rebelă de când aveai 12 ani. Și tu că, glumă, e adevărat, ai fost. Când ai plecat din România s-au închinat toți. A spus, Doamne, știu, ne că a plecat gulab. Asta e, dă-te în stambă și vom arăta lumii întregi și tu singură îți garantez că până în decembrie, că văd că acum te-ai activat, până înainte stăteai în chat, nu te știa lumea. Că, Dana, ești de când cu nonă. Acum te-ai activat că ești în depresie. Dar până în decembrie eu îți garantez că toată lumea se va convinge de tine. Pentru că nu poți să stai în parametrii normali. Tu iei randeaua. Și, apropo, cele care țineți legătura cu ea prin telefon, prin ce faceți, mare atenție. Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Nu e ok. Și ce crezi? Am prietenă chiar lângă casa ta. Nici nu știi cine e. Dar te las cât de curând ne vom întâlni să bem o cafea. Dacă nu cu mine, cu ginerii miu singur. Ginerii miu s-a îndrăgostit de tine. S-a îndrăgostit belea mare. Nu de alta, dar tot nu-l crezi și atunci vrea să bea cafea cu tine neapărat. Așa că stai pe pătrățica ta. Eu atât îți spun. Dar oricum, și dacă nu mai stai, e irelevant. Ai deranjat prea multă lume. Referitor la Alin Teodor. Măi, Alin Teodor, eu văd că, eu ți-am spus că tu ești obeu Violetei, dar nu vrei să înțelegi și văd că tot timpul, dacă spun ceva de Violeta, sar tu. Măi, tu imediat cum te umpli de cârmâz, ieși afară, precum obeu. Două, Doamne, iartă-mă. Dar de ce te-ai sesizat tu de, că am spus că pune Viorela Lis, ăsta are Revolutul? Ți-am spus ție, de ce te-ai sesizat? Că am spus că Virginica vă dă informații. De ce te-ai sesizat? Că e adevărat? Vreți informații? Vreți dovezi? Păi mă, e Viorela Lis. Când spuneam de Chirescu că vorbiți și că îi faceți temele, jurați și luați cărămidă în gură, cum ai luat și acum, când ai început sezonul 3, că nu mai faci grupul de susținere, ca ulterior să vadă toată lumea că ești mincinoasă. Și atunci spune, eu nu vorbesc. Ca după ce s-a terminat sezonul 2, să ieși tu pe live-ul tău, cred că erai luată la bord, eu vorbeam cu Chirescu când mi se scula la orice oră. Eu îi spuneam lui să facă, să vorbească peste tot, peste toți, dacă nu-l lasă să vorbească. Păi asta faci și cu Virginica acum. Iar ei cărămida în mână și te bați în piept că nu vorbește maică sa cu voi și ea, dar culmea că Alin Teodor cu o zi înainte să se difuzeze ce a vorbit Virginica despre Roberta, el le-a spus cu o zi înainte, cu punct cu virgulă, în live. De unde știa? Și cu o săptămână înainte când s-a întâmplat, dădeați că a fost cu găleți de apă, scalpată, bătută, cu mascații, că a venit taxul cu 3 avocați. 2 avocați, 20 de avocați. Și cu o zi înainte de difuzare, a spus Alin în live-ul tău cu punct și virgulă tot ce a spus Virginica în emisiune. De unde știa? Păi vedeți, mă, de ce n-are ursul coadă? Da, cine e deștept și rațional? Le pune așa, cap la cap. Că atât de fraier sunteți, că singuri vă dați de gol. Fapt că acum aia mică, neagră și urâtă
A spus că a venit Bianca, a adus-o pe Elena în emisiune. Păi nu voi țipați acum 2 săptămâni că staful a făcut în așa fel încât i-a făcut hatârul Biancăi să-i aducă prietena ca să vă scoată pe Virginica? Păi vedeți, mă, de ce n-are ursul coadă cum voi prin prostiile voastre? Nu voi acum țipați că Elena este nebună, că s-a luat în gură cu Virginica? Păi de unde știți? Nu de la Virginica? Păi să vă ferească Dumnezeu săptămâna asta să vedem că Elena o face să plângă pe Virginica. Și atunci vin și vă întreb. De unde știți? Păi vedeți, mă, de ce n-are ursul coadă? Asta e. Așa că să vă fie rușine că voi mai aveți și tupeu să comentați și să vă luați cu mine în gură când eu vă spun adevărul exact ca Virginica. Virginica, ea nu este în casa prieteniei, dar votează în funcție de prietenie. Păi și atunci nu este la fel ca voi? De asta vă și asociați. Garcea acum plânge că e sărac, peste 2 zile e bogat. Iar plânge că i-a murit sora, ailaltă tantigeta votați masiv, să roagă la pizza, dar pizza e plină de datorii și amărâtă vai viața ei, dar vă păcălește că dacă n-aveți și voi creier și nu simți și voi când omul e valabil și de încredere, asta e, acolo. Asta e. La pizza, șervețel. Exact. Sunteți toate așa într-o cutie de șervețel. Da. Cine-i deștept și cunoaște omul, știe care-i doamnă, care-i șervețel. Asta e. Iar tu, Sas, acum să vedem că vrei să-l cuplezi pe Garcea, cu Cistinel. Tare sunt curioasă. Ce o să mai fie între voi? Văd că în aripat acum laudă pe Garcea. Mă, cât de bandite sunteți. Dar ce credeți? Noi, justițiarii, vă vom citi. Iar asta, la puța, ai grijă, mare grijă. Și când speli bătrânii la fund, că de-aia stai în Italia, m-ai făcurat în casa aia, și prinzi bănuții aia, ai grijă să nu intri pe live și să-ți dai cameră. Nu de alta, dar sperii copii. Mare, mare atenție. Cam astea sunteți și dacă ești bazată, arată ce votezi. Dar spun eu că nu votezi, că tu n-ai bani să treci strada. Ești amărâtă plină de datorii și ești în Italia. Și mai lasă figurile și nu mai prosti pe toată lumea și scuzați-mă pe mine. Sunteți proaste că o credeți. Și că vă încredeți în toate boschetarele. Pe cuvântul meu de onoare. Dragii mei telespectatori, vă las. Vă doresc o zi minunată tuturor. Nu-mi face plăcere ceea ce fac, dar cu genul ăsta de femei, apoi să le vorbim pe nivelul lor. Asta e. Vă pup. La revedere.